Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Propunem astă seară o dezbatere în privința noului examen de bacalaureat. Suntem într-un trecol folcloric de data aceasta și avem două doamne invitate, două doamne profesoare de română, două doamne directoare. O să încep cu doamna Rodica Păuna, directorul Colegiului Național George Coșbuc din Motru și din marginea cealaltă a județului, doamna Mădălina Popica, directorul Liceului Teoretic Novaci. Bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Și cum spuneam, ocazia nu trebuia ratată, a spune eu, aceea de a discuta pe ce se prefigurează să se facă, să se legifereze pentru învățământ, un nou tip sau mai multe tipuri de bacalaureat. Bine, sunt și alte schimbări care ar putea fi cuprinse în noua lege sau noile legi ale educației naționale, că și aici avem niște probleme, dacă va fi una, vor fi mai multe. Cred că discuția ar trebui să începem, mai ales că reprezentați cumva, chiar dacă e teoretic și novaciu, aveți și o ramură din tehnologic, să spunem așa. Da, și tehnologic și vocațional. Și vocațional, deci practic le îmbinați pe toate și cu siguranță puteți să ne dați niște opinii concludente și în același timp să ne lămurim ce și cum, dacă aceste propuneri făcute de Ministrul Educației Naționale sunt cele mai bune sau ar putea fi îmbunătățite, pentru că aceste scenarii lansate de Ministerul Educației sunt perfectibile, ele vor fi în dezbatere publică și probabil se vor mai modifica. Cred că de aici ar trebui să începem discuția noastră. Cum vedeți în primă fază, și aș vrea să aflu părerea ambelor invitate, această idee cu patru tipuri de bacalaureat. De ce 4, de ce nu 5, de ce nu 2? Cine începe? Da. Deci proiectul pe care l-am citit mi se pare binevenit până la urmă, pentru că în învățământul românesc trebuie să se facă niște schimbări, iar examenul de bacalaureat trebuie să suporte schimbările acestea. Formula pe care o propune doamna ministru al învățământului suportă până la urmă câteva, schimbări, nu neapărat acestea care au apărut. Din punctul de vedere al meu ca director, pe profil teoretic, și o las pe colega mea mai mult să vorbească, nu aș avea adăugat decât faptul că nu este o idee foarte bună ca pentru clasele de teoretic, profilul real, științe, cum le numește doamna ministru, să nu fie inclusă disciplina informatică la clasa care are, de fapt, profil informatic. Da, deci avem profil matematică-informatică, da, dar fără informatică la bacalaureat. Și fără informatică, în condițiile în care pe matematică-informatică, intensiv-informatică, elevii au foarte multe ore de informatică. Da, iată. Și atunci, din acea disciplină la alegere, proba a treia sau a patra, cât este în proiect, să includă totuși și informatica, fizică, chimie, biologie, dar copilul să aibă posibilitatea să-și aleagă până la urmă și informatică. Nu punem, sau aș întări ideea asta, pentru că elevii merg la facultăți de profil, ei studiind matematică, informatică, normal că vor studia matematică, informatică mai departe, și informatica este un domeniu căutat la ora actuală. Da, acolo sunt cele mai bune salarii în domeniul IT din România, din ce spun statisticile. Da. Dar privind partea tehnologică și vocațională... Pentru partea tehnologică, ca idee, nu mi se pare bine ca să îi restrângi pe elevii de la profilul tehnologic să nu poată să meargă mai departe decât la o școală post-liceală.
PC, așa am văzut că intenția ar fi cei care termină așa tehnicul anunțat, sau da, tehnologicul să fie stopați până la urmă cu studiile pe școli post-liceale. Dacă iau exemplul claselor de economic pe care noi le avem la liceu, ar însemna ca un copil care face performanță în domeniul acesta, pe economic, pe turism, cu rezultate la olimpiade, să nu poată, după ce termină liceu, să meargă decât la o școală post-liceală. Și acolo, și la tehnic, sunt, și la tehnologic, sunt copii foarte buni. Sigur. Mai ales că la tehnic sunt cei care studiază electronică, știu eu, discipline din astea tehnice, care s-ar plia pe învățământul universitar tehnic. Ce facem cu ei? Îi ducem la o școală post-liceală și nu... Nu, se pune problema să desfințăm efectiv învățământul universitar în domeniul tehnic. Dacă... Păi și atunci desfințăm până la urmă o deci, parte oricum, din economie. Cu siguranță acest proiect este perfectibil. Cum îl vedeți dumneavoastră la partea teoretică? Pentru că există numeroase discuții în legătură cu noutățile acestea anunțate vineri prin lansarea viziunii sistemice a Ministerului Educației și sigur că se e animat așa ca de obicei un spirit contestatar fiindcă e și normal de altfel și este explicabil după 30 de ani de reformă de-a lungul cărora s-a inovat pe segmente, reforma într-un segment al sistemului, bulversând alte segmente. Deci e normal ca lumea să fie puțin agitată. E vorba de o viziune de sistem, așa cum ați spus, care va fi urmată de formularea unor propuneri concrete care vor fi supuse dezbaterii publice și care vor urma etapele legislative normale. Deci mai este drum, nu se întâmplă aceste schimbări, mai este timp. Bine, mâine. Eu vă și contrazic puțin. Avem experiența Daniel Funeriu, experiența 2010-2011, când am făcut acele dezbateri, întâlniri, inclusiv la Motru, mi-aduc aminte. Da, la noi pare foarte importantă. Minare exercițiului da, democratic. Și apoi ne-am trezit, da, și apoi da, ne-am trezit cu o asumare și am fost puși în fața faptului împlinit. Da. De asta să nu cumva să ajungem într-o situație similară. Da. Sigur că lucrurile trebuie dezbătute. Ceea ce ați enunțat referitor la diversificarea tipurilor de bacalaureat reprezintă, de fapt, finalitatea unei reorganizări a periodizării evoluției elevului în școală pe cicluri care vor fi nu de 4 ani, de 3 ani. Se insistă foarte mult pe consilierea în carieră de la vârste, zic eu, mici, inclusiv prin însoțirea procesului instructiv derulat de profesori în perioada clasa 7-a, clasa 9-a de un consilier de carieră, consilier de orientare profesională, undeva se spune că va lua locul dirigintelui de acum și se construiesc în felul acesta patru rute, dintre care două vizează domeniul teoretic, un program de formare științifică ar reuni, să zicem, specializările din cadrul profilului real, real da? Da? Și un program socio-umanist în funcție de evoluția copilului într-o zonă sau în alta. Există cele două tipuri de bacalaureat, A1 și A2, corespunzătoare celor două tipuri de formare.
prea mari schimbări la teoretic, după cum s-a menționat, nu există. Atâta doar că, să zicem, sunt niște discipline, nu sunt în seria menționată în documentul respectiv cu viziunea sistemică. Informatica, geografia, știm că există o luare de atitudine a Societății Naționale de Geografie și aici ar fi problemele. O altă problemă pe care aș semnala-o până să se ajungă aici este această precondiționare a parcursului școlar viitor de o orientare timpurie. Prin urmare, în perioada aceea pe care am subliniat-o, clasele a șaptea, a noua, copiii sunt consiliați în direcția viitorului parcurs școlar, liceal, și deși se menționează cumva în respectivul proiect, în respectivul document, că există o flexibilitate, că ei pot continua ruta, că pot recupera, că pot modifica ruta din mers, nu știm care este maniera concretă în care se poate produce această trecere, din moment ce ei sunt încurajați în această perioadă să opteze foarte clar pentru o anumită formulă și absolvirea respectivului traseu cu un tip de bacalaureat corespunzător atrage după sine continuarea parcursului în învățământul universitar în aceeași zonă. Ori știm că acum, spre exemplu, orientarea lor profesională modificată în valuri de interese în funcție de diverse profesii care, să zicem că li se par atractive, mai ales din punct de vedere financiar, face posibil ca elevi care urmează, să zicem, filologia să își continue studiile la nivel universitar, în face medicină sau în poliție sau în cu totul altceva. Deci aici sunt niște lucruri care trebuie clarificate. Bine, asta nu înseamnă că n-ar fi și o variantă mai bună ca elevul, absolventul de gimnaziu, să știe cam ce vrea să facă după absolvirea liceului. Adică să nu se hotărească pe parcursul liceului sau... Bun, aici intervin două probleme. Pe de o parte, este un elev de 12 ani, suficient de matur și are discernământ și are informația necesară pentru a-și putea contura de la această vârstă viitorul. În plus, chiar dacă el, să zicem, pentru că foarte frumos în document se pomenește și termenul vocație, chiar dacă el are o vocație, e depistată și este consiliat de respectivul consilier pentru carieră, să urmeze artele, să zicem, da? Sigur că e greu de presupus că în societatea noastră astfel de un astfel de demers va avea succes, pentru că vin părinții și spun că nu vrem să fim muritori de foame, să faci o meserie care rezistă, care îți dă stabilitate. Deci sunt niște lucruri care probabil că în alte, și în mod sigur, în alte sisteme merg. Și ajungem la elementul cheie și cel care ne
face întotdeauna să fim, din nefericire, sceptici în legătură cu modificările reformatoare din sistem, resursele financiare. Cu ce facem toate aceste lucruri? Fiindcă se vorbește în document foarte frumos despre o educație holistică, educație pentru minte, corp, suflet, despre, până și despre aspectul sălii de clasă, despre mobilierul modular, dorim să avem un astfel de învățământ. Cu siguranță. Făcând o glumă, apropo de ce spunea mai devreme doamna directoare cu lipsa informaticii, de asta, având în vedere că laboratoarele de informatică sunt praf și pulbere cam peste tot, adică sunt investiții de acum 10 ani în general, sau poate mai mult, s-au gândit să scoată informatica din asta, deci nu să investim în direcția respectivă. Asta ca o glumă. Da, o glumă, din păcate o glumă amară. Vorbind însă, este clar, găsim probleme, că de asta ne-am și întâlnit aici să găsim și să vedem care ar fi soluțiile, dar cred că suntem de acord toți cei de aici și probabil și mulți dintre cei care ne privesc, că bacalaureatul în actuala formă nu prea mai merge, adică trebuie găsite soluții de modificare și nu e normal pe undeva, apropo de bacalaureatul tehnologic, acolo sunt și cele mai mari probleme de rezultatele foarte slabe, dar se și trage de ei, adică mi s-ar părea corect, să spunem așa, să am aceeași probă de limba română sau la un liceu tehnologic care fac și diferență de ore. Limba străină, iar, care rămâne și noua formulă, practic la toate formele de bacalaureat, este rămâne limba străină. Bun, atunci ar trebui să lucrăm, deci la să conținuturi, da. Da, la curriculum, de să vedem ce pot să asimileze copiii care merg acolo, cei care pot să facă performanță, să aibă, să se lucreze cu ei diferențiat. Și atunci tot la standardele bacalaureatului trebuie să se plieze. Pentru că noi cerem copiilor, ziceți de profilul tehnologic, suntem amândouă profesoare de română și știm că la proba de română, copiii, deși cei de la filologie au ore mai multe de română, primul și al doilea subiect este același cu profilul real. Și atunci, diferența este pe subiectul al treilea, dar dacă stăm să ne gândim, nu este o diferență foarte mare. Și atunci ceri celor de la profilul real să aibă aceleași competențe cu profilul umanist. Nu este. Într-adevăr, trebuie schimbat bacalaureatul. Dar trebuie văzut întâi conținutul programelor să fie diferențiat în funcție de profilul pe care îl au elevii. Seamănă cumva, apropo de aceste modificări ale bacalaureatului care s-a venit în spațiu public vineri, cu acea poveste cu numărul de ore la cicluri, 20, 25, 30 la liceu, fără să tai, deci practic s-a dus legea în Parlament, s-a aprobat, a mers la președinție spre promulgare, acolo a fost întoarsă, dar fără să ai ceva, să știi ce redus sau ce, deci trebuie să ne încadrăm în 20 sau trebuie să ne încadrăm în 25. E cam același lucru, deci enunțăm ceva, dar deocamdată nu sunt rezolvate partea de organizare. Deci practic noi vorbim doar de niște etichete sau niște hotărâri finale, dar nu știm ce va fi până acolo. Ceea ce nu am înțeles eu la bacalaureatul acesta pentru profilul tehnologic, tehnic, este acea probă de științe. Dacă rămâne planul cadru sau planurile cadru actuale, în clasa 11 așa 12, eu vă dau exemplu concret al liceului din Novaci. În clasa 11 așa 12, clasa de învățământ tehnologic nu are în planurile cadru fizică, chimie și biologie. Păi și atunci care științe rămân? Tocmai pentru, asta este. Pentru atunci să schimbe planurile cadru inițial, și apoi să putem să dăm un astfel de bacalaureat. Din câte am înțeles eu, acest proiect
sau forma pe care o vor da legii va intra în vigoare pentru anul școlar următor sau peste 2 ani. Nu, peste 2 ani ar trebui să intre, dar să se aplice probabil peste 4 ani, exact, când prima generație ar ajunge acolo. Cred peste alți 4 ani. Da, cred că e vorba de generația care este acum în clasa 6-a. Ei vor prinde formula nouă. Dar la fel cum spunea doamna directoare, ai timp să pregătești acei consilieri pentru carieră? Da. Ai timp să consiliezi părinții? Pentru că până la urmă este o cultură pe care trebuie să o transmiți părinților și este foarte greu de implementat o conștiință a carierei părinților, nu vorbim de copii. Înainte de a ajunge până acolo, avem o problemă. 42% din absolvenții de clasa 8-a, conform statisticilor, au o problemă de analfabet funcțional, nu înțeleg ce citesc. Și noi vorbim în 3 din 4 forme de bacalaureat de probă de creativitate. Cum se împacă una cu alta? Se împacă pentru că documentul prevede faptul că după clasa 6-a li se aplică niște teste standardizate care verifică tocmai aceste competențe la nivel funcțional. Sigur că nu am inventat noi roata. Sunt niște modele care funcționează în alte state. Și acolo există teste după clasa a doua, după clasa a șasea, dar acolo elevii care nu ating standardele sau nivelul de competențe sunt întorși înapoi. Pentru recuperare, pe lângă ei există o armată de oameni, psihologi, medici, consilieri, care verifică, este dislexic, care o altă problemă. Copilul este ajutat să ajungă acolo. De aceea spun resursă materială, resursă umană, acestea trebuie formate, asigurate ca să luăm totuși în serios lucrurile acestea. Și da, reformat întregul curriculum, cu tot cu programe, cu tot cu manuale, pentru că avem o mare problemă a manualelor care nu sunt instrumente utile de lucru pentru elevi. Pentru ei trebuie să fie. Ele seamănă la română cu niște culegeri de exerciții, reproducând în scris un scenariu didactic pe care poate să-l facă profesorul fără niciun manual. Aici e problema. Vorbim foarte mult de regulă. Profesorii invocă problema manualelor sau a programelor, ceea ce e corect. Dar problema profesorilor care să fie adaptați cerințelor noi. Și mă gândesc acum că avem o problemă și revin din nou la informatică. Generațiile actuale au competențe digitale peste medie, deci și nu le-au format în școală, și le-au format în afară. Iar pentru ei atracția unei discipline sau se poate măsura și datorită competențelor digitale care le are profesorul. Da. Ca să nu mai spun și de modul de a antrena copiii. Nu mai suntem la, adică cel puțin așa ar trebui să fie și se vede asta, nu mai suntem la cretă și tablă. Suntem la cretă și tablă pentru că nu avem tablă interactivă, nu avem laptop pentru fiecare elev, așa cum există în alte țări, deci suntem la cretă și tablă și telefoane. Păi și rezultatele sunt aceleași la cretă și tablă față de ceilalți. Da. Cu mijloacele pe care le avem, totuși sunt în multe situații rezultate remarcabile. Cu siguranță și avem, punctăm la foarte multe discipline, dar mai avem, a spus de acele evaluări la a doua, la a șasea, care sunt și peste, acelea sunt un dezastru pentru noi, celebre evaluări PISA, unde noi suntem undeva la 40 și ceva. Deci ca să venim să aplicăm ceva de genul ăsta, bănuiesc că ar trebui să fim măcar în primele 10 locuri. Bun, eu bănuiesc că asta se dorește prin acea probă, nu știu cum se ajunge până acolo, de creativitate, mă rog, abilități, aptitudini și atitudini. S-a specificat că se vizează cumva o cunoaștere care țintește interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea.
regăsită și în acea probă de bacalaureat numită științe, însă până la urmă interdisciplinaritatea rezultă dintr-o serioasă cultură generală și din înțelegerea faptului că un fenomen poate fi studiat pe diverse căi. Proba respectivă e o nebuloasă deocamdată. Nu, ca și multe alte. Deci această propunere nu trebuie cu siguranță e un pas înainte, adică discutăm despre ceva clar că noi trebuie să facem pași într-o anumită direcție. Trebuie într-un să fim deschiși. Da, într-un fel sau altul schimbările se vor face și pe undeva ce se pomește și cu acest bacalaureat sau ce se dorește, ce spune ministerul, cumva trebuie să ajungem acolo. Nu știu dacă acești pași anunțați de minister sunt cei mai buni sau ar fi o variantă corectă, dar cu siguranță nu mai putem rămâne pe loc. Și de ce spun acest lucru? Cu toate că am avut ani de zile un bacalaureat foarte lejer, cu rezultate foarte bune și cu absolvenți foarte mulți de învățământ superior, în momentul de față suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la număr de absolvenți de studii superioare. Deci în continuare suntem aici. În noua variantă n-avem cum să progresăm, ba din contră. Decalajul nostru se va mări în condițiile în care nu ne lasă decât anumite tipuri de bacalaureat să mai meargă în învățământul superior sau, acum ar fi întrebarea, unde, cum ajungem la cei care vor să se facă ingineri, cum ajungem din la învățământul tehnologic? Că poate sau economiști. Sau economiști. E menționat undeva în documentul respectiv că după bacalaureatul care e un examen de maturitate, nu? Așa este numit și care e corespunzător programului de formare traversat, ei pot opta și pentru un alt bacalaureat sau da, există nu știu și dacă pot da două deodată sau nu, există și precizarea aceasta, dar iar e o nebuloasă întrebarea dacă poți să dea două dată sau varianta și mai sunt unele materii care le fac și s-ar putea să nu le poată, să nu le aibă în momentul de față, să spui că unele lipsesc. Și cum dai bacalaureatul la celălalt? Bine, și poate fi, dar și conținutul cred că va fi schimbat. Păi, e vorba de mai degrabă, adică faci meditații particulare ca să dai bacalaureatul. După absolvirea liceului este problema ta. Ești autodidact, faci ce vrei. Da, deocamdată e da, e după o absolvirea liceului ești autodidact, da. Dar noi în cazul ăsta le cerem să fie autodidacți de mici. Ca să nu mai spunem că numărul de elevi scade de la an la an, vom avea un șoc numai Gorjul, toată țara, când actuala generație de clasa 6 va ajunge în clasa 8, e prima generație de clasă pregătitoare. Și pentru că tot vorbeați dumneavoastră de cicluri, se schimbă și aceste lucruri, venim cu mai devreme de la 5 ani, obligatoriu, dar ne ducem cu cicluri până la a patra, de fapt, da, până la a patra, de la a patra vor face, deci până atunci fac doar cu învățătorul sau profesorul până la în învățământul. Șasea fac cu învățătorul, da, plus dar de la a patra profesori. Intră și ceilalți profesori de specialități. Da. Acum ce facem, apropo de limba străină? Presiunea părinților, și o știți foarte bine, dacă, mai ales dacă aveți și clase din celelalte sau știți acest lucru, vine de la pregătitoare sau înainte de a vorbi să veți limba străină. Ori acum a te duce cu ea undeva la clasele a patra e deja, mi se pare, târziu. Un pas înapoi. Da. Da. Este și târziu pentru un copil. Dacă vrea să stăpânească bine o limbă străină, trebuie să o înceapă cât mai devreme. Cu săptămâni în urmă am participat la o întâlnire pe care a avut-o Ministrul Educației prin intermediul sindicatelor, Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, cu directori de școli din diverse județe și se enunțau, nu de bacalaureat s-a discutat acolo, dar s-a discutat unele schimbări referitoare inclusiv la poziția de director, deci să fie profesionalizată această meserie, cum s-au făcut în sănătate și cu rezultate dintre cele mai proaste, să spunem așa, dar și se vorbea de unele schimbări pe cariera didactică și ca formare ne întoarcem din nou la acel, se tot discută de câțiva ani de acel masterat didactic care
este și nu apare, deci în orice caz se vorbește de el de cel puțin 10 ani, s-au făcut formări pe el și s-a vorbit foarte mult de acel program de 55.000 de cadre didactice care vizează din 215.000 cât sunt acum cadre didactice în învățământ, 55.000 vor avea acest program de formare care ar trebui să corecteze cumva sau să adapteze cadrele didactice la cerințele noi. Dar ne întoarcem și ajungem din nou. Lipsa dotărilor, deci partea de financiar e necesară, clar, și în același timp trebuie să avem o direcție, o strategie. Mai degrabă aceste lucruri cu bacalaureatul sau și cu altele anunțate acum par să facă parte dintr-o strategie, în niciun caz dintr-un viitor document legislativ foarte clar determinat, deși se spunea că la sfârșitul lunii ianuarie și suntem la început de aprilie, vom avea deja proiectele noi legislații a educației. Poate fi inspirator, dar poate fi acest document inspirator. Bun, până am discutat despre care ar fi variantele, să spunem așa, unde ar trebui umblat, că până la urmă e clar și conducerea ministerului și specialiștii din minister sunt acolo în niște birouri. Dumneavoastră veniți din producție, cum se spune cu ghilimele de rigoare, adică sunteți direct vă confruntați cu problemele astea de zi cu zi. Unde ați vedea măcar niște îmbunătățiri care ar și putea fi făcute mai puțin costisitor, că până la urmă cred că acolo vom ajunge din toată reforma asta atât de pompos și atât de mult așteptată. Nu văd îmbunătățiri fără costuri. Pentru că îmbunătățiri înseamnă resursă umană de calitate, profesori foarte bine pregătiți. Da? Bine pregătiți, așa cum ați spus, prin masteratul didactic, pedagogic, prin formări, se vorbește în documentul respectiv de masterat plus mentorat. Deci profesorul trebuie să parcurgă aceste stadii. Apoi e vorba de baza materială a școlilor și de buna direcționare a banilor. Este vorba de programele, eu nu le văd așa dezastruoase, pentru că lasă profesorului o anumită flexibilitate. Dar este vorba de manuale. Nu știu dacă e o idee bună să insistăm atât de mult pe digitalizare în sensul tabletei care să înlocuiască de mine, da, manualul. Deci o reformare care pornește cu toate acestea deodată. Deci e clar, trebuie investiții. E un mic pas în sensul că investițiile anul acesta, procentul din PIB acordat educației e puțin mai mare ca în alți ani, am ajuns undeva la 5,5, dar se dovedește total insuficient față de ce ne-ar fi nevoie. Și bineînțeles că domeniul trebuie făcut atractiv pentru tineri. Pentru tineri bine pregătiți. Asta ar însemna ca și viziunea societății asupra școlii să fie schimbată. Și cum am putea să o schimbăm? Schimbând societatea. Putem până la urmă este vorba putem să schimbăm, adică să ajungă și se va ajunge, s-a mai umblat, probabil se va ajunge la salarii mai mari, dar uite, ne uităm la sistemul medical care a beneficiat de creșteri mult mai mari pentru că era problema de plecare în străinătate, iar, să zicem așa, respectul față de medici sau prestația lor care să strânească respect, nu s-a schimbat. Practic, suntem în aceeași paradigmă. Eu cred că ăsta ar fi unul din rolurile pe care trebuie să le aibă un manager de școală sau un director de școală, acela de a conștientiza, în primul rând, cadrele didactice de misiunea pe care o au. Pentru că a atrage copilul la școală, asta înseamnă ca tu, dascăl, să ai un demers didactic bine, atractiv. Presupune, fiind răi puțin acum, nu cred că mai e treaba managerului, mai degrabă fiecare cadru didactic, dacă are misiunea asta și o asumă, ar trebui să fie conștient de ce reprezintă pentru comunitate și să se comporte ca atare. Eu plec de la ideea că directorul poate să consilieze
profesorii. Cu siguranță. Și atunci este chiar foarte important să-i conciliezi și să-i conștientizezi de misiunea pe care o au. Nu este doar că am venit la școală, am mers 50 de minute la clasă sau am pus niște note. O școală presupune mult mai mult decât... O să vă citesc un mesaj care spune așa. Îmi place emisiunea, ați propus însă două licee cu rezultate foarte bune la bacalaureat și ca urmare irelevante pentru noi. La liceele tehnologice rezultatele sunt foarte slabe și ca urmare aici trebuie umblat. Cred că ministerul asta s-a gândit cu acel tip 4 de bacalaureat. Probabil e vorba de acela care nu are... Acela care nu... Da, bacalaureat profesional. Da. Profesional, da. Păi e necesară această diferențiere, suntem de acord că este necesară. Eu am plecat, afirmația pe care am făcut-o mai devreme a fost gândindu-mă că da, la liceele tehnologice, într-adevăr, sunt rezultate mai slabe la bacalaureat. Este proba aceea de matematică de îi triază, să zic așa, foarte bine și de-aia ziceam, conținutul care este la clasele acelea să fie adaptat nivelului de înțelegere al elevilor. Da, mai comentează cineva, cred că apariția acestui proiect de lege este un incident și nu o realizare. Așteptăm ceva mai consistent. Spune cineva. Este proiect. Până la urmă, noi dezbaterea o facem pe proiect. Da. Și mai spune cineva, sunt schimbări bune, dar, cum spune doamna directoare, e nevoie de bani. Da. Haideți să mergem mai departe, apropo de această discuție. E clar, e nevoie de schimbare, variantele acestea sunt un punct de discuție, dar de aici încolo trebuie făcut și altceva. Și până ajunge la bacalaureat, n-am vorbit nimic de evaluarea națională, s-a lansat în spațiu public ideea și mi se pare cumva normal, dacă extindem învățământul obligatoriu, evaluarea națională nu și-ar mai avea rostul în formula actuală. Pe de altă parte, și aici este și o întrebare, dar e formulată ciudat, cred că la asta se referă, ce facem, cum facem admiterea la liceu dacă evaluarea națională nu va mai exista? Pentru că e clar, după clasa a 8-a sau a 9-a în formula viitoare, trebuie să meargă la liceu. Cum îi selectăm dacă nu avem evaluarea națională? Printr-un examen organizat de fiecare liceu. Deci un examen de admitere. Un examen de admitere, care cred eu că este mult mai relevant pentru rezultatele care le așteaptă liceul respectiv pe parcursul a 4 ani de zile. Da, ar putea fi valabil la liceele teoretice care beneficiază de o anumită atracție, una chiar foarte mare, e concurență pe... Dar la acele licee tehnologice, că ne întoarcem din nou la ele, care bagă copii cu medii foarte mici sau nu reușesc să completeze locurile? Aici intervine consilierul de carieră, care trebuie să-i lămurească. Da, are părinții. Timp 3 ani să-i lămurească. Da, ne mai întreba cineva din nou de proba de creativitate, pentru că e o nebuloasă pentru toată lumea, proba de aceea de se ține la bacalaureat, dar ea s-ar putea să se lege cu fostul proiect al educației, al evaluării naționale, care vorbea că pentru generația de clasa 6-a, evaluarea națională, de peste 2 ani, urma să fie și o probă chiar de cultură civică, pe lângă cea de informatică, era un fel de mini-bacalaureat la sfârșitul clasei 8-a, care în varianta asta s-a cam abandonat. Nebuloasa arată cam așa, fiindcă... Spre exemplu, și finlandezii, cei atât de iubiți de noi pentru sistemul lor pe care îl idealizăm, de fapt, schimbă, pentru rezultatele lor, da, cred că pentru nu rezultate, pentru da? Exact, schimbă bacalaureatul sau își propuneau acum niște ani, nu știu dacă chiar au dus la capăt demersul, o probă care să
se bazează pe transdisciplinaritate, exact cum se dorește la noi, și ei dădeau și un exemplu. În loc de discipline, să se studieze teme. Exemplu de temă, Uniunea Europeană. Temă abordată cu sau din perspectivă economică, istorică, geografică, mă rog, tot ce include culturală, o configurare a acestui spațiu. Bănuiesc că va fi vorba de așa ceva, dar până să ajungem la proba de bacalaureat, noi trebuie să avem astfel de o astfel de abordare transdisciplinară în curriculum. Da, deci dacă luăm strict pe ani, deci noi avem cel puțin 2 ani de gimnaziu de acum încolo, și acea generație intră în liceu și ar trebui să dea acest bacalaureat peste încă 4. Deci ar mai fi 6 ani, adică în 2025. Da. Există când modelul lucrurile s-ar putea să arate cu totul și cu totul altfel în toată lumea. Științelor, deci obiectul care se studiază la filologie din clasa 11, nu mai fac matematică, fizică, chimie, științe. Cu elemente din zona științelor, cu abordare interdisciplinară, de la, eu știu, astrofizică până la matematică ceva mai agreabilă. Eu cred că această probă de creativitate este menită să pună în valoare profilul absolventului. Da. Da, apropo de mesaje, și am vorbit deja de acesta, dar o să-l citesc de pe Facebook, este: eliminarea matematicii, informaticii și a geografiei nu este o soluție. Cei de la profilul matematică-informatică, vorbeam mai devreme, o să susțină bacalaureatul din materii care nu au obiectul profilului. Lumea se informatizează, iar noi eliminăm informatica. Dar spuneam, și dotările sunt cum sunt. Dar bine, asta nu e o scuză, da, să spunem așa. Și mai este... deci, acele problema și de acces, dar ar mai fi o problemă pe care, legată de schimbările la bacalaureat, ele pun în pericol învățământul superior la acest moment. Deci, practic, limităm și mai mult accesul spre învățământul superior. Deci, absolvenții de bacalaureat, care sunt undeva cam 60% din cei care merg în clasa, deci ajung la clasa 12, cam 60% promovează bacalaureatul. E, în noua formulă s-ar putea să avem și chiar o reducere, în condiții care oricum numărul de elevi scade de la an la an. Și pentru vocațional am văzut că îi restricționează pe studii universitare de sport, arte, muzică. Acum eu aș vrea să dau un exemplu. Noi am avut absolvent de învățământ vocațional care astăzi este în anul 5 la medicină, un student foarte bun. Deci există restricționarea asta, cred că este o idee foarte bună. Pentru că ați vorbit de novaci, am vorbit și de Motru foarte puțin, pe final de emisiune și mai avem circa 4 minute, haideți să încercăm să vorbim puțin de agenda fiecărui liceu pe care îl conduceți, ce stă pe agenda lui în perioada următoare. Începem cu Motru. Păi, tocmai am bifat simulările examenelor naționale, și în continuare suntem preocupați de olimpiade, pregătirea pentru examene, dincolo de programul de zi cu zi pe care îl vrem fructuos și care e bine reglementat. Oferta pentru absolvenții de clasa 8-a este tot la fel ca anul trecut, e mai redusă? Nu. Absolut aceiași 6 clase la clasa a 9-a,
cu profilurile real uman, cu specializările matematică informatică, filologie, științe ale naturii, discipline socio-umane. Întrebam acest lucru pentru că la nivelul Gorjului știm că s-a redus numărul de clase, s-au băgat mai multe clase de învățământ profesional, lucru care n-a prea convenit, să spunem așa. Care e situația la Novaci? În perioada care urmează, preocupările noastre sunt pentru îmbunătățirea cunoștințelor elevilor care la simulare au avut rezultate slabe, pregătirea copiilor, elevilor care ne reprezintă la fazele naționale ale olimpiadelor, așa extra școlar. O să avem chiar de săptămâna viitoare vizita unei delegații de profesori din Franța, de la liceul cu care noi suntem parteneri. La noi între 14 și 19 aprilie este și săptămâna școală altfel, deci activități probabil și la modul foarte, și în foarte multe școli, da. Bogate. Dar în primul rând ne focalizăm pe învățătura. Și oferta? Oferta este aceeași, la fel și la noi, nu s-a schimbat nimic față de deci anul trecut. Nu s-a clase. Pierdut, nu. Și sperăm să realizăm planul la fel cum l-am realizat în fiecare an. Noi vă mulțumim pentru prezența la emisiunea din această seară. Cu siguranță ar mai fi fost lucruri de discutat, dar timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Mulțumim încă o dată. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația. Am avut cu noi pe doamna Rodica Păuna, directorul Colegiului Național George Coșbur din Motru, și pe doamna Mădălina Popica, directorul Liceului Teoretic Novaci. Mulțumim pentru atenție. La revedere!